din capitale, domnilor și domnilor, ne reîntâlnim cu profesorul Doru Șuran, director până de curând al Institutului Astronomic al Academiei, adevăratul observator astronomic. Eu când reacționez urât când aud că toate se numesc observatorul astronomic, este unul singur, restul sunt jucării. Dacă vă aduceți aminte, data trecută ne-am plimbat așa de prin anii 20-30 și până acum și vă reamintesc din ce a spus Doru Șuran data trecută. Sunt trei lucruri majore care marchează evoluția astronomiei până astăzi: radiația, descoperirea și studierea în detalii inimaginabile atunci când s-au început observațiile, radiației de fond, fantoma începutului absolut al Universului, descoperirea exoplanetelor, planete care o orbitează în jurul altor sori, stelele din alte sisteme stelare, le spunem sisteme solare ca să înțelegem că sunt asemănătoare cu cel al nostru, și culminând cu o temă care dă tare, tare mult de cap și astronomilor și fizicienilor, energia întunecată și sora ei mai săracă, materia întunecată, pentru că și-au împărțit feuda care se numește Univers. Energia întunecată are ca în politică majoritatea absolută, pentru că depășește 70%, materia întunecată 25% și materia obișnuită, vizibilă, 3-4-5%. Să nu uităm ce. Încă o problemă aceea a descoperirilor negre. A confirmării găurilor negre, pentru că despre găuri negre, scuze, se vorbește de pe vremea lui Laplace, vremea matematică, apoi fizică, apoi... Da, deci ele au fost deduse, deduse matematic, așa cum au fost descoperiți, puneți ghilimele, vă rog, matematic, fractalii, până când au fost observați după lupte grele și eforturi substanțiale, până când au fost observați evident în natură. Găuri negre. Trecem la... La ce vrei? La deci... problema care la film? Ah, bun. Vine tot pe această filie. Deci, problema găurilor negre, cum spunea colegul meu, datează de peste 200 de ani, 300 de ani. Întâi descoperit matematic, apoi fizic, dar apoi astronomic. Ultimele zile când am plecat din observator, gaura neagră din centrul galaxiei avea o masă undeva la 4 milioane de mase solare și undeva se demonstra că este exact masa necesară existenței unei găuri negre. Deci, chiar dacă la început am pus problema că există o pseudo-gaură neagră în centrul galaxiei care atrage stelele, la ora actuală știm că este o anumită gaură. Și paradoxal, asistăm la un mare paradox. Fizica și matematica, cele care au subliniat teoretic existența și au prezis teoretic existența, în ora actuală trebuie să răspundă ce e în interiorul găurilor negre, ce înseamnă singularitatea legată de găuri negre, ceea ce la ora actuală ele nu prea știu să vorbească. Nu știu să vorbească, dar nu știu, nu pentru că n-au date, nu pentru că nu există matematică suficientă, ci pentru că este un lucru care, dacă îmi acceptați tu în primul rând, că trebuie să mă suporți că suntem alături, dacă îmi acceptați cuvântul pe care îl folosesc, în momentul în care vorbim, imediat vă spunem, fiecare ce înțelege în meseria lui prin singularitate, ne aflăm la marginea transcendentului. Deci cochetăm cu un domeniu în care nu avem încă
nici cuvintele potrivite, nu mai vorbesc de propoziții și de fraze și așa mai departe. Poate data trecută n-am insistat îndeaproape asupra ideii că fizica între timp a descoperit universul, cum evoluează din punct de vedere fizic universul, particulele elementare, apariția particulelor elementare, descoperirile de particule elementare, treaptă cu treaptă, asamblarea lor în atom, în molecule și în stele, în galaxii, în această istorie a primelor 3 minute ale evoluției universului. Și ne apropiem de această problemă care este filmul pe care dumneavoastră îl propuneți, Interstellar. Da, dar până atunci, haideți să vă spun că este important pentru că de obicei fie nu se explică, fie e mai curios de înțeles. Această noțiune de singularitate. Noțiunea de singularitate în matematică înseamnă o valoare a variabilei în care fracția explodează, devine infinită. În fizică și împreună în astronomie, singularitatea înseamnă ușor altceva. Este un punct, nu știm ce este. Un obiect. Nu știm ce este, deci este, eu nu i-a zice obiect, i-a zice o zonă din univers în care, echivalent cu valoarea fracției devine infinită, aici se suspendă toate legile cunoscute ale naturii. Nu știm ce se întâmplă în acea singularitate și la începutului, când citeam noi cărți, ideea era că în momentul în care să presupunem că ai atins, nu știu cum, o singularitate, se riscă distrugerea întregului univers. Deci o singularitate, de punctul meu de vedere, înseamnă distrugerea locală a spațiului timp. În orice cerc, arăt eu că există cam, dacă punem suficient de multă energie, creăm o gaură neagră. În orice spațiu timp, loc din spațiu-timp, dacă introducem suficientă energie, creăm o gaură neagră. Găurile negre sunt, din punct de vedere astronomic, acum sunt obiecte foarte triviale. În univers există, în universul pe care știm noi, că universul se întinde și dincolo de noi, datorită, cauzal dincolo de noi, datorită inflației. Universul global este dincolo de noi. Deci universul este metacauzal, deci metafizic în raport cu noi. Putem să spun, ca să folosim metafizica pe post de fizică, să nu se teamă nimeni de cuvântul metafizic. Metafizică în sensul lui Aristotel, ceva care există și se publică și se citește dincolo de fizică. Universul nostru fizic, pe care îl știm, care e observabil, cuprinde cam 100 de miliarde de galaxii și fiecare galaxie cam 100 de miliarde de stele. Deci sunt 10 urmate de 22 de 0,8 stele în univers. Dintre toate aceste obiecte, dintre toate aceste stele, unul la mie au ca etapă finală de evoluție o gaură neagră. Deci 10 la urmat de 19 zerouri, găuri negre se găsesc în universul nostru observat. Găuri negre de tip stelar, de mase stelare. Etape finale. De asemenea, avem găuri negre inițiale în centrul fiecărei galaxii. Sunt găurile negre supermasive, de ordinul milioanelor de mase și până la miliarde de mase stelare, care se găsesc în centrul fiecărei galaxii. Deci avem 10 la 11 astfel de obiecte. Astfel încât când vorbim de o găuri neagră, acum astronomia zice ceva bani. Bun. Ca problema astronomică. Da. Nu ne interesează interior ca astronom. Nu știu. Nu, altceva vreau să spun, pentru că ai spus numere. Eu aș vrea să colorez un pic numerele pe care le-a spus Doru în felul următor. Ceea ce este, cum să spun, aproape incredibil, vă rog frumos să vă gândiți că ordinul de mărime, că niciodată nu da. Poți să măsori, să numeri, e ca și cum ai vrea să numeri firele de nisip dintr-un pahar cu apă, da. De un pahar de apă. Da? Ordinul de mărime al numărului galaxiilor din univers, 1, 2, al numărului stelelor dintr-o galaxie, este același 10 la 11
cu numărul, deci ordinul de mărime al numărului de neuroni din creierul nostru. Deci, nu mă apuc să spun că sunt coincidențe sau să fac discuții. Părerea mea este că sunt anumite lucruri peste care e păcat să trecem. Adică, l-ați auzit pe Doru vorbind despre astronomie. Eu v-am bătut de atâtea ori capul cu fizica. Sunt două științe care sunt foarte vechi. Deci au ajuns la suficientă maturitate în momentul de față ca să nu-și permită să neglijeze niște lucruri pe care le observi. Atunci trebuie să gândești ce legături există între materia din care este făcut Universul și cum este ea distribuită în Univers și cealaltă materie care este distribuită în creierul nostru. Atunci o să discutăm despre mărimi. De data aceasta mă numim astronomici. Am înțeles. Am vorbit despre inflație. Inflația înseamnă construirea exclusivă de spațiu-timp cu o valoare foarte mare. Deci spațiul se expansionează de 10 la 22 ori, să spunem, 10 omar de 22 de 0 ori. Iar în timp ce timpul evoluează doar cu două unități, 10 la 2. Deci se creează spațiu, dar datorită faptului că viteza luminii este constantă, se creează de fapt spațiu-timp. Asta spunem în fizică și în astronomie. Nu trebuie uitat că după ce faza finală de inflație, inflația este o expansiune adiabatică a Universului, Universul se expansionează foarte rapid, se răcește. Urmează o fază de reîncălzire în evoluția Universului în care temperatura revine la normal. Ei, în acel moment se creează exploziv particule elementare. De acolo începe fizica cuantică a particulelor elementare. Acela este momentul în care vorbim despre particule elementare. Acum, când ne gândim la Univers, spunem, știți că a existat o perioadă preinflaționistă de la epoca Planck la inflaționist. Acum trebuie să ne gândim că Universul, ce este Universul? Universul este un obiect cosmic care e de tip cuantic, inițial undeva la nivelul Planck, și cu care posedă fluctuații cuantice. Ce sunt fluctuațiile cuantice? Aici este o diferență mai între astronomie și fizică de abordare. Astronomia zice, structura la mare scară a Universului pe care observăm, de fapt este structura cuantică a obiectului numit Univers, acel obiect care se găsește în expansiune totală. Fizica vorbește de fizică cuantică, dar fizica cuantică vine după inflație. Și de atunci începe fizica. Fizica particulelor, așa cum o și noi, particulele elementare de toate tipurile. E un lucru extrem de important și de frumos pe care îl spune Doru Șoran aici. Să nu-ți uiți unde ai rămas, că dacă nu ți-aduc eu aminte. Dar este vorba despre modul în care folosim cuvântul cuantic sau termenul sau calitatea pe care o atribuim unui sistem de a fi sau a nu fi un sistem cuantic. În fizică, mecanica cuantică are un domeniu în care ai voie să o folosești, care este bine cunoscut și aproximativ înseamnă să fiu sub dimensiunea atomului. Da. Deci, în domeniul nano funcționează 10 la minus 9, funcționează foarte bine mecanica cuantică. Și este emoționant, am grijă de cuvântul pe care îl folosesc. Este emoționant să te gândești și este primul om de la care aud formulat așa, să te gândești cum Universul a început, nu știm ca ce a început, nu prea știm ce s-a întâmplat în epoca Planck. Da. Da, a continuat, cum spune Doru, ca un obiect cuantic. Cu fluctuații cuantice. Cu fluctuații cuantice. Fluctuații înseamnă că la pucă bâțul. Nu știu, de bâțul, da. Nu e un haos, da. De în interior. E foarte răutăcios Universul cu noi și ne dă mereu de lucru. A fost un univers cuantic și pe urmă același obiect. Deci imaginați-vă dumneavoastră că ați luat
cu o băbiță de plastilină, o băbiță. Din ea ați făcut o mingiuță mititică, dar ceva mai mare sau mult mai mare decât aia. Și pe urmă ați făcut globul pământesc. Cam așa arată modul în care s-a transformat universul și în transformarea asta, mă corectez dacă spun prostii, în transformarea asta se întâmplă un lucru formidabil. Și anume, ești în extrema în care funcționează legile cuantice, mecanica cuantică, ajungi în lumea noastră în care trăim, în care funcționează mecanica newtoniană și relativistă, și te duci la dimensiunile cosmice unde funcționează fizica relativistă. Ce vine Doru să spună acum este că nu uitați că la dimensiunea Universului, la asta pe care o știm acum, care nu e 13,7, e vreo cât, un diametru de vreo 40 de miliarde de ani lumină. Asta e un subiect pe care trebuie să-l vorbim odată, că este fabulos. Exact. Așa. Iarăși sunt cu totul alte legi decât în lumea noastră. Exact, asta vreau să zic. Spuneai că fizica cuantică lucrează undeva sub structura atomică. Nu trebuie uitat că universul primordial, înainte de inflație, a fost un univers cuantic. Abscus, da. Și mai mult, degenerat gravitațional cuantic, în care gravitația încă era legată de celelalte forțe și încă era, să spunem, strângea tot obiectul acesta în sine însă. Acum ajungem la Planck. Lungimea Planck. Cum se definește în fizică Planck? Lungimea Planck? În fizică se definește ca acea valoare la care o lungime de undă Compton este aceeași cu raza, de undă, cu raza unei găuri negre static staționare de tip aia a fost pe urmă, s-a interpretat pe urmă. Exact. Așa. Aici vreau să aducem. Deci, noi când vorbim de universul în zona pe Planck, post-Planck, așa, vorbim de un obiect care este studiat și, să spunem, interpretat de trei științe diferite. Matematica, singularităților fizic și a spațiului timp macroscopic, fizica cuantică, degenerare cuantic gravitațională care interiorul acelui obiect. Și un obiect astronomic. Cum am discutat, astronomia vorbește acum, în mod curent, de găuri negre, ca și cum ar vorbi despre orice stă. Deci, limbajul s-a schimbat. Acum, față de acum 10 ani, de acum 20 de ani. La momentul acesta, deci, este un simplu obiect cosmic. Universul putem privi ca un simplu obiect cosmic. Gaura neagră respectivă poate să fie și gaura neagră staționară, poate să fie și în rotație, poate să aibă și sarcină, poate să aibă și spin, poate să fie și un obiect mai complicat puțin, este un obiect, să spunem, o pereche de găuri negre. Nu, un obiect cauzal legat de tip univers, de tip Einstein. Dacă faceți socoteala la valorile pe care le dă epoca Planck și calculați raza unui univers de timp Einstein, o să aveți surpriza să găsiți că este foarte apropiat de acesta. Undeva în diagrama masă-rază există două zone interzise, una a particulelor elementare și una a găurilor negre. Cele două se intersectează în așa numitul apex cosmologic, care este undeva exact la limita dintre particule elementare, găuri negre și universul observat. Acel punct, care este foarte aproape de lungimea Planck, este un punct nodal în viitor. Presupun, în studiile de fizică, matematică și astronomie. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm că universul actual, dacă îl punem în diagrama masă-rază, este foarte aproape de linia care delimitează găurile negre de obiectele cosmice. Deci el nu este chiar atât de super evoluat, cum se presupune, de la gaură neagră. Am ajuns undeva la un obiect foarte, foarte, să spunem, diferit de o gaură neagră. Nu știm că la ora actuală dacă universul este o gaură neagră sau este dincolo de o gaură neagră. Astronomia încă nu
are datele necesare cantitative pentru a stabili acest lucru cu precizie suficient. Da. Și mai avem 10 minute și că tot ai spus și mi-ai trădat ce ți-am 5 minute, mi se face semn că mai avem. Aș vrea să vă fac să vă ofer un dar, doamnelor și domnilor care ne urmăriți, pentru că tocmai ce i-am trimis lui Doru o carte pe care nu ezit să îi spun superbă, scrisă de Kip Thorne, mare fizician și cosmolog. Cosmologia, da? Fizică. Așa, și Kip Thorne a fost aproșat de un student întâmplător al lui, care s-a dus la Caltech, la celebrul institut al Californiei, California Institute of Technology. De acolo, de Caltech, aparțin și telescopul de 15. Exact. S-a dus și a făcut fizică doar ca să ajungă să-l cunoască pe Kip Thorne. Acest student, care nu era foarte tânăr, adică nu era un copil, se numește Chris Nolan. Exact, cel care... Și acest Chris Nolan, în momentul în care i s-a oferit posibilitatea de a regiza un film care astăzi se numește Interstellar, da? Și cum s-a ajuns la el, pentru că mai multe celebrități au refuzat să facă filmul, iar el l-a sunat pe profesorul lui, pe Kip Thorne, i-a spus, uite, ăsta e subiectul meu, asta trebuie să fac și hai să vorbim și să facem corect film. Și a fost o muncă superbă în a face acest film care a fost declarat ca filmul cu cele mai puține greșeli din punct de vedere al fizicii. O să aibă doar ultimele vorbe ca să încheie el emisiunea. Eu doar vă spun așa, dacă luați legătura cu București FM pe site, pe ce vreți dumneavoastră, sau dacă îmi trimiteți un mail mie, adresa mea e foarte simplă, Andrei Dorovan, sunt un cuvânt fără niciun semn, yahoo.com, atunci vă trimit cartea lui electronic, cartea lui Kip Thorne, care este o mare aventură intelectuală, dacă o citești. Doru, Kip Thorne este un mare fizician care a aparținut unei triade de vârf, Wheeler, Thorne și Misner, care au scris cartea Gravitația. Este o carte de 1000 de pagini, 1000 și ceva de pagini. Am serografiat-o, cred că pe la institut a rămas cartea, prin anii 80, 70, 80, când eram la... chiar 70. 70 și ceva, când eram intrat în astronomie. Și care este o carte de bază legată de fizica, să spunem, singularităților găurii și a gravitației în toate aspectele sale, de la gravitație de generală cuantică, gravitațională și până la gravitația obișnuită care o știm în sistemul solar, newtonian. Și de aceea Kip Thorne a rămas ultimul, mai există și Einstein? Nu știu. Nu mai există. Deci numai Kip Thorne și care a putut să continue. Exact, și trebuie să-i dăm cezarului ce al cezarului. Kip Thorne este cel care a făcut în februarie anul trecut celebrul anunț al punerii în evidență pentru prima oară al undelor gravitaționale. De fapt, în carte, în film și carte apare ceva legat de unde gravitaționale pentru universul primar. Nu, unde gravitaționale în sisteme binare în care cele două stele sunt găuri negre, se mut în jurul altuia și asta e una. Despre care am mai vorbit. Doru Șoran, mulțumesc frumos că am fost împreună. Doamnelor și domnilor, vă fac apelul pe care de foarte multe ori îl fac. Ați ascultat pe Doru vorbind, încurajați-vă copiii
să aleagă fizică, astronomie, matematică, pentru că sunt extraordinar de frumoase, te răsplătesc pentru muncă. Să fie curioși. Și, cum spune Doru, să fie curioși. Așa am început și eu și tu. Așa am început toți și am ajuns să ne iubim peste măsură meseria pe care o facem. Să vă aștept Dumnezeu să aveți o seară frumoasă. București FM. Știrile care îți vin la fix și genul tău de muzică.